Pentru că dimineața aceasta avem această oportunitate din partea lui Dumnezeu ca să mai fim încă o dată în casa Lui, să ne putem aminti ceea ce a făcut El pentru noi, să ne putem aminti că atunci când intra El în Ierusalim, cetatea era pusă în mișcare, se pune o întrebare când intră Iisus în adunare. Adunarea se pune în mișcare. Când intră Duhul Sfânt în cercetarea inimilor, poporul se pune în mișcare. Doamne ajută! Dacă atunci pe unde trecea Iisus se spunea Osana, parcă nouă în zile de astăzi mi-e tare greu să mai spunem un Osana pentru Cel ce ne-a salvat, pentru Cel ce ne-a mântuit, pentru Cel ce ne-a ajutat, pentru Cel ce ne-a scos de la moarte și ne-a adus la viață. În umblarea noastră pe pământul acesta, ce facem noi pentru Iisus? Dacă oamenii de atunci, așa cum spune cuvântul, își croșteneau hainele, aveau ramuri de frig în mâini și îl lăudau pe Iisus Hristos, îl glorificau, îl binecuvântau, noi astăzi ne mai cere Iisus hainele noastre? Mai cere Iisus în mâinile noastre ramuri de frig? Sau ne cere Iisus astăzi inimile noastre? Ca să intre în ele, să le curățească și să rămână în ele. Și să nu mai plece niciodată de acolo. E minunat lucrul acesta. Căci vedem căci poporul de atunci și-am avut fericită ocazie să trec și eu pe acolo. Să văd pe unde a intrat Iisus în templu. Să văd ce-o izbănit, ce-o dat Iisus afară de acolo. Toate aceste lucruri sunt acolo și-o mărturie. Să văd pe unde o coborât Iisus în grădina Ghetismanilor, acolo te cuprinde fiorul cercetării, te cuprinde fiorul Duhului Sfânt. Nu poți să nu plângi când îți aduci aminte și vezi pe unde mergi Iisus pe pământul acesta. Dar ce fericit va fi când vom intra în Ierusalimul cel nou, pregătit de la întemeierea lumii pentru mine și pentru tine. Oricare ești în locul acesta și oricare crezi în numele Lui. Ce minunat va fi acolo. Acolo nu vor mai fi vânzători. Acolo nu vor mai fi cei care vor strâmba toate lucrurile. Ci acolo va fi pace și bucurie, dar nu o bucurie oricare, o bucurie în Duhul Sfânt, fraților. Când e bucurie în Duhul Sfânt, n-ai mai plecat de la biserică. Când e cercetarea Domnului în inimă, nu te mai duce din locul acesta, ai rămânea și ai vrea ca tot timpul vieții tale să fii sub acea bucurie, să fii sub acea cercetare. Mă gândesc la oamenii de atunci. Erau în cercetarea Domnului. Pentru că Iisus Hristos era în mijlocul lor. Mergea Iisus spre locul unde atunci când s-o dat în folosință și s-o spus despre locul acela că va fi o casă a
Dumnezeului celui viu o casă de rugăciune. Atunci când Solomon, în toată splendoarea lui, ridică această casă în numele Domnului. Și atunci când se roagă și când spune, Doamne, dacă poporul Tău te va chema din locul acesta, ce să faci, Doamne? Să-i răspunzi. Doamne, dacă poporul din Vulcan te cheamă din locul acesta, răspunde-ne. Nu că suntem rădici de răspuns. Nu că suntem sfinți. Nu că am ajuns să trăim o neprihănire cum o vrea Dumnezeu. Ci datorită lui Iisus Hristos, Doamne, răspunde poporului din Vulcan și păi ca în gura poporului din Vulcan să fie osana. Aleluia! Mărire lui Iisus Hristos! Mărire Celui ce ne-a salvat! Binecuvântat să fie El în vecii vecilor! Osana! Poporule din Vulcan, ai ocazia să strigi osana! Nu pentru că turcul este la mor, ci pentru că Iisus Hristos este prezent în mijlocul tău. Strigă osana, lasă-ți gura și pălca Dumnezeu în seara, în dimineața aceasta, să fie binecuvântat de tine și de mine, de gura ta și de gura mea. Aleluia! Aleluia! Merită! Merită Iisus Hristos să fie lăudat și binecuvântat de inima ta, de gura ta, de tot ce ai în tine. Pune-le în slujba Lui și El se va folosi de tine și El se va folosi de mine, pentru că Împăratul nostru este viu. Este viu, fraților. Ne spune Evanghelia că este viu și va rămâne viu pentru totdeauna. Tu ești viu. Eu sunt viu. Dacă am fi vii cu adevărat, în locul acesta s-ar pune mișcare. Nu băncile, nu zidurile, ci s-ar pune în mișcare inimile, s-ar pune în mișcare gura noastră, s-ar pune în mișcare lăuntrul nostru, pentru că cercetarea nu face omul, ci o face Dumnezeul oștirilor. Avem nevoie de cercetarea Lui. Poporule din Vulcan, ai nevoie de cercetarea Domnului. Și El poate să o facă chiar acum. Da, poate să o facă chiar acum. Dorești să fii cercetat de El. Dorești să pleci din locul acesta binecuvântat de El. Dorești ca gura ta să spună osana pentru Împăratul Cerului. Osana pentru Împăratul Slavei. Osana pentru Domnul Gloriei. Pentru Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru tine și pentru mine, ca să avem mântuire într-o dimineață ca aceasta. Nu este de obște lucrul acesta. Nu este că l-a meritat lucrul acesta, ci este că El s-a coborât pe pământ. O lua în robia roabă și-a făcut din toate aceste lucruri ca poporul din Vulcan să ajunge în împărăția Lui. Pentru aceasta a trecut Iisus Hristos pe pământ. Pentru aceasta nu l-au primit preoții ce mai de seamă. Pentru aceasta Israelul l-a respins. Ca tu și eu astăzi să am viață, să am mântuire în cel mai scump nume al lui Iisus Hristos. Măriți să fie El în vecii vecilor. Vreau să rămân la aceste câteva îndemnuri și să rog pe Dumnezeu în continuare să ne deschidă
mâna la și să pună cuvintele Lui, să ne deschidă inima la și să pătrundă în ea Evanghelia, să pătrundă în ea Cuvântul Lui Dumnezeu, să pătrundă în ea Iisus Hristos, să lumineze și să umple de putere, puterea Duhului Sfânt, inima ta și inima mea, care are nevoie de călăuză în această dimineață, are nevoie de cercetare în această dimineață, are nevoie de binecuvântare în această dimineață, avem nevoie ca să fim transformați, să ne schimbăm și să ne înspre bine, frate și surori, nu înspre rău, acolo ne schimbăm repede, dar Domnul să ne ajute ca din această dimineață, plecând în locul acesta, să vadă cei din jur că ne-am întâlnit cu Iisus, să vadă cei din jur că în mijlocul nostru a obținut Iisus, să vadă cei din jur că noi trăim pentru Cel ce e veșnic, trăim pentru Împăratul Slavei, trăim pentru Domnul Gloriei, mărit să fie numele Lui, Shamanagadios Ebraia, Paragoli Cranio Fel, Aleluia, merită să fie lăudat, merită să se deschidă gura, merită să se deschidă inima, merită să se deschidă la urmă, merită să dăm la o parte barierele, să dăm la o parte zidurile și numele Lui Iisus Hristos să fie derâmat orice zid care ne-ar împiedica să luăm legătura cu Fiul Lui Dumnezeu, cu Împăratul Slavei. Haideți să ne oprim din păcat. Haideți să ne oprim din fărdeleasă și să ne apropiem de Domnul și El să aducă vremul de înviorare, să aducă vremul de cercetare. Așa cum odinioară, oamenii din trecut erau cercetați. Domnul să ne ajute și noi să fim cercetați, pentru că El este același și nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi să nu ne schimbăm niciodată, să rămânem aceiași pentru veșnicie. Amin. Amin.